Simptomele infarctului la femei Simptomele infarctului sunt diferite la femei față de bărbați. De cele mai multe ori, atunci când un bărbat face infarct acesta se confruntă cu o durere în piept și cade la pământ. Cei drept, durerea în piept este un simptom comun, însă femeile nu vor avea parte de o scenă atât de dramatică. Simptomele infarctului dificultatea de a respira și bărbații se confruntă cu acest simptom, însă femeile pot avea tulburări respiratorii fără măcar să fie prezente durerile în piept. Dureri în zona superioară a corpului dureri de gât, de spate, de mandibulă, dinți, brațe și umeri, acestea sunt cel mai dezresimțite de femeile care suferă un infarct. Când inima are de suferit, durerile se simt în mai multe zone ale corpului, dar niciodată nu poate depăși zona abdominală. Stări de greață, vărsături, disconfort abdominal femeile sunt de două ori mai predispuse spre deosebire de bărbați să se confrunte cu stări de greață, vărsături sau simptome ale indigestiei. Acest lucru se întâmplă din cauza că sângele nu poate ajunge la artera coronară dreaptă, care se extinde spre inimă și rămâne blocată stări de oboseală și tulburări de somn, multe femei care au suferit un infarct au raportat stări de oboseală nejustificate. În urma unui studiu la care au luat parte 515 femei care au avut un infarct, s-a descoperit că 70.7% dintre ele au raportat stări de oboseală cu o lună înainte de eveniment. Durere și presiune în piept, acesta este un simptom des întâlnit, atât în rândul femeilor, cât și al bărbaților. Orice durere acută în piept sau presiune răsimțită necesită o atenție promptă. Amețelile, printre simptomele infarctului amețelile, sunt și ele un simptom al infarctului. Potrivit unui studiu din 2013, s-a descoperit că 39% dintre femeile care au suferit un infarct au simțit amețeli în timp ce afecțiunea progresa. Așadar, doamnelor, fiți atente la aceste semnale ale corpului și nu le ignorați. Prezentați-vă de urgență cât mai degrabă la medicul specialist pentru diagnosticarea și înlăturarea pericolelor. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!